Handbaliștii giurgiuveni s-au relaxat duminică la turneul de handbal feminin de la Giurgiu. Asta după ce au avut sâmbătă două meciuri dificile în București. Primul meci versus Steaua București a fost unul greu, dar terminat cu victoria noastră. Însă pentru al doilea meci cu Aversa Energy, giurgiuvenii au ajuns la capătul puterilor și au fost nevoiți să se recunoască învinși. Primul meci l-am avut cu Steaua 1 București de data aceasta. Am reușit să câștigăm cu 34-29, eu zic că a fost un meci bun. Meciul 2 am fost foarte, foarte obosiți, la fel, echipele sunt foarte bune, noi n-am mai putut să facem față, cu părere de rău, ritmului de joc impus, solicitării, am fost torși ca o lămâie după meciul cu Steaua. Aflat printre organizatorii turneului semifinal de handbal feminin, profesorul George Dumitru a fost duminică în tribunele de la sala Chauncey Hardy pentru a vedea spectacolul handbalistic împreună cu câțiva elevi de-ai săi. Pentru copiii noștri din oraș trebuie să fie o bucurie că au ce vedea, au de văzut unele dintre cele mai bune echipe din țară, probabil se va alege și câștigătoarea campionatului național din aceste 6 echipe care au fost aici la Giurgiu. CSM Dunărea Giurgiu va afla miercuri programul pentru următoarea etapă a diviziei B de handbal, dar și dacă vor juca sau nu în acest weekend.